Cum tot nu înțeleg de ce în mandatul lui Reghecamp, Nici eu n-am nicio când te-ai explicație. întors, n-ai fost nici pe lista de Champions League. Țin minte că n-ai fost, tu și încă doi jucători. Da, și mă întorsesem de la vicecampioana României. Da. Țin minte că jucaserăm cu ei la Târgu Jiu și cumva, mă rog, atunci era cea mai puternică echipă din campionat, fără dubii, adică domina la pat da. Campionatul acela, erau jucători foarte buni, dar la Târgu Jiu nu prea au înțeles ce s-a întâmplat așa exact. Deși am terminat 1-1, dacă nu mă înșel, cred că 1-1, da, mi se pare că a egalat Kipciu. Nu, ca și joc, am zis, i-am luat puțin într-o vijelie așa în care nu și-au dat seama exact ce e. Da. Și m-am întors la Steaua, am zis, vice campion, nu știu, cred că am dat 6-7 goluri sau ceva de genul, câteva asisturi, dar nu, cifrele astea pentru mine sunt foarte importante. Mai important este ceea ce, cum îți ajuți echipa și cum, cu cât de mult particip la jocul echipei, atât din punct de vedere ofensiv cât și defensiv. Și m-am întors la Steaua și nu, la fel, a început campionat și am fost tot pe bancă. Au avut probabil întâietate al jucători care i-au considerat mai buni sau mai de perspectivă. Da. Dar dacă ne uitam în ce se întâmplase recent, nu era niciunul la nivelul ăsta, la modul să vină de la vicecampioana României și să aibă un rol atât de important în echipă, la vârsta aia, la 22-23 de ani. Erau alte vremuri, oricum v-am zis. Puteai să discuți cu Reghecamp totuși? Ai putut să discuți cu el sau ai încercat să discuți cu el? Cum ai discutat și cu Lăcătuși? Nu am discutat foarte mult pentru că v-am zis. Sunt și un pic o persoană mai... Orgolios. Și orgolios și cumva timid în primă fază. Okay. Adică nu... Adică dacă el decide așa antrenor sau ceva, nici nu cer explicații foarte mult, nici nu. Deși dacă mi se pare că sunt neîndreptățit, tac și sufără mine, să zic așa, știi? Da. Și n-am discutat foarte mult pe tema asta. Adică nu ți s-a, nici el nu explica, domnule, uite, te văd așa pentru că vreau să joc așa. Da, nu mi-a dat foarte multe explicații cumva, dar v-am zis, era și Steaua era într-o perioadă foarte bună, adică nu ce puteai să-i zici unui om care are rezultate și care câștigă toate meciurile. Adică era dificil să mă duc eu să-i zic, dar eu de ce nu joc? Să-i zică cineva, nu știu, din conducere sau așa mai departe. De ce nu joacă Răduț sau de ce nu joacă X sau Y? Vezi că am 12 puncte avans de locul 2, ce mai știi? Adică apare o șansă ratată, adică dacă te angrenai în lotul ăla și în echipa aia, echipa aia ai văzut, a câștigat două titluri, a mers în Champions League, cred că era o oportunitate bună. Da, cu siguranță. Dar așa a fost să fie, v-am zis. Sunt decizii și decizii și pe lângă treaba asta cu deciziile pe care le iei tu personal, mai trebuie să ai și puțină șansă în fotbal. Să fii acolo la momentul potrivit, să întâlnești oamenii potriviți la locul potrivit și așa mai departe. Cu cine era impresar atunci? Pe cine aveai impresar? Cu Giovanni. Ah, crezi că asta a avut vreo legătură cu faptul că nu erai folosit? Nu știu, nu cred. Adică nu vreau să comentez și nu... Păi, nu știu exact. Vreau să te întreb. Fii atent. Uite, mă uit la tine și te întreb sincer. Ai fost întrebat atunci, domnule, nu vrei să semnezi cu Ana Maria și să joci? Mi s-a terminat contractul cu frații Becali. Da. Expirase contractul de ceva timp. Cumva nu mai trebuia să semnăm, că lucram cumva așa, nu știu, pe încredere. Fel de prietenie, da. Pe încredere, da. După aia s-a întâmplat cu ei, pentru că știți da. Că tot procesul și așa mai departe. Și eram fără impresar. Normal am fost întrebat dacă vreau să semnez cu Ana Maria, am și făcut-o chiar. Da? Exact când erai la Steaua atunci? Când erai în sezonul ăla? Da, exact în sezonul ăla. Okay. Mi s-a propus, am zis că o să mă gândesc, s-a mai adresat încă o întrebare, două, trei și până la urmă am zis, da, ok, o să semnez. Da. Am semnat cu Ana, a fost ok, adică am semnat și nu s-a întâmplat nimic. Deci n-a avut efect să joci. N-a avut efect cumva, da, dar nici nu mă gândeam la treaba asta, adică eu vreau să joc sau îmi doream să joc, cred, consideram că merit să joc. Și... am și rupt contractul după aceea, după sezonul ăla, după câteva luni, de fapt, da. Mi-am dat seama că nu îmi doresc
să fiu legat de un contract. Dacă va fi ceva, o ofertă sau, mă rog, sunt un om rezonabil și destul de sănătos la cap încât să colaborez cu toată lumea care vrea să mă ajute. Dar vreau să te întreb, uite, denunțat contractul și am plecat la Târgu Jiu. Sunt încăpățânat totuși și vreau să te întreb dacă ți s-a sugerat că ar fi, că dacă vei semna cu ea ai putea juca mai mult. Nu mai aduc aminte. Ai uitat. Da. V-am zis. Da, am înțeles. Ok. Mi s-a propus să semnez cu Ana, am acceptat și după aceea, după câteva luni, am denunțat contractul și am plecat la Târgu Jiu. La Târgu Jiu. Liber. Da, bine, mă rog, am vorbit la telefon cu Luțu. Așa. Îl și cunosc, suntem prieteni, este tot din Slatina, suntem prieteni de mult. Și am zis, vreau să vorbesc cu Gigi, te rog, că îmi doresc să plec, nu mă simt fericit aici, cred că nu mai pot da randamentul care ar trebui, pentru că nu mai place situația, nu mă simt fericit pur și simplu și vreau să plec la Târgu Jiu, acolo m-am simțit bine și așa mai departe. I-a transmis patronului, acesta a vorbit cu domnul Argăseală, care m-a sunat și mi-a zis să vin la birou la dânsul și să-mi iau actele. Consider că au fost și după treaba asta, ții minte că ei credeau că eu sunt împrumut, cum ar veni la Târgu Jiu. Mai vorbeam cu cineva de la Steaua din conducere și zicea, las că, sau că au 50% din mine sau ceva de genul, las că mai avem jumătate de la tine, poate întorci. Eu am vorbit cu Luțu, Gigi mi-a dat actele, eu am plecat definitiv. Nu are cum să te lasă definitiv, mai avem 50%, zic, nu mai aveți, am plecat de tot. Consider că au fost totuși. Și da, am avut cumva înțelegere că m-a lăsat să plec, gen, adică, bine tată, dacă nu mai ești fericit, probabil o să pleci. Consider că au fost totuși niște sezoane risipite din cariera ta, astea la Steaua, când n-ai jucat? Da, exceptând sezonul 2012 în care am fost împrumutat la Pandurii, celelalte, cât am fost sub contract cu Steaua, pot să spun că da, adică m-au ținut puțin pe loc, puțin mai mult, poate. Și era o perioadă, o vârstă la care trebuie să joci meci de meci pentru a crește și pentru a... Sunt mulți jucători care după o dezamăgire așa nu prea își mai revin psihic. Sunt mulți care acceptă să stea la echipă de tradiție cu nume doar să facă parte din lot și să nu joace. Dar e o greșeală și dacă mai există cineva în situația asta și cumva ascultă ceea ce spun eu, le sugerez să găsească un mediu și o echipă unde să evolueze meci de meci. La vârsta asta, între 19-25 de ani, e cel mai important să ai cât mai multe meciuri în picioare, să joci și să acumulezi experiență, încredere și așa mai departe. Pentru că bagajul ăsta de aici te va ajuta pe viitor.